Salutare, sunt la centrală. Încerc să surprind momentul când ajunge la 80 de grade și declanșează termostatul și oprește ventilatorul, adică oprește tirajul forțat ca să controleze temperatura. 74 indică acolo, aici pe la 80 când ajunge va trebui să declanșeze. Până acum am mai declanșat de vreo două ori, că am băgat doi butucași subțirei de salcâm. Dar atâta căldură face salcâmul ăsta încât 75 acolo, la apă, la ieșire. Aici acuim fix în dreptul la 80, dar mai durează puțin. Gaze arse. Să vedem dacă surprind momentul sau trece mai mult timp și nu-l surprinde. Că de azi de dimineață de tot am adus lemne pe aici, de două ori l-am prins. Dar n-aveam telefonul la mine. Vedem și acum. Dacă îl surprindem sau nu. Și s-a oprit. Ventilația s-a oprit. Mai merge doar pompa. Cum v-am spus, nu este condiționat de poziționarea temperaturii de gaze arse, la termostatul de gaze arse. Termostatul a oprit ventilatorul și acum uitați și voi. Temperatura apei de ieșire în 75, temperatura în interiorul cazanului 80 de grade, 82. După ce scade sub 80 de grade, iar pe indicatorul acela o să indice 71-72, o să repornească arderea forțată. Până atunci, a intrat arderea prin tiraj natural, care nu generează atât de multă căldură și controlează temperatura, fără să fii nevoit să stingi focul, să tragi jarul, să faci, să dregi. Și cum v-am spus, în centrală am doi butuci de salcâm. Acum s-ar putea scoatem puțin fum pentru că nu... Uitați. Doi butuci de salcâm mici. Dar fac ăștia o căldură de... Nenumă, numă. Da, asta am vrut să vă arăt, funcționarea la termostat pe Viu. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!